conducă bugetul alocat departamentul de imagine și inaugurări stadionului au fost votate în cadrul acordarea bugetului în acest anul 2017. Ceea ce facem noi acum nu face decât o informare și a considerat că este absolut normal să informăm și local de începerea procedurilor de elaborare a stadionului. Dacă ați considerat o investiție la nivelul cele mai mari investiții din 1990 până în ziua de azi, în orașul Craiova este lucru care trebuie să treacă neobservat în condițiile în care suntem sunați zilnic de zeci de oameni și sute din țară și din toate porțile țării și care este o atmosferă mediatică în toată țara vis-a-vis de acest eveniment, trebuie să treacă așa nevăzut și neprevăzut, trebuia să o hotărâm atunci când am votat procedurile. La ora asta, așa cum am spus, este momentul în care stabilim că începem procedurile de achiziție a evenimentului de inaugurare. Procedura de recepție a stadionului a început. Constructorul a solicitat demararea recepției. Recepția probabil se înceapă chiar în funcție de astăzi. Motiv pentru care am considerat că trebuie ca și noi să începem această procedură. Este o procedură care va conti, nu știu, nu sunt eu măsură să spun cum va dura această procedură, dar și noi, în momentul în care stadionul este gata de inaugurare, trebuie să avem procedura chiar. Ăsta este motivul pentru care ne-am făcut astăzi. Mulțumesc, domnule primar, spun aprobările dumneavoastră, proiectul de hotărâre pentru care am fost convocați în această ședință de dată. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, 4 împotrivă. Abținere. O abținere. Nu vedeam de fapt la cameră. Nicio problemă. Deci, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc și declar ședința închisă.